Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți frați și surori într-un Hristos, suntem în Duminica 26 după Rusalii, Duminica în care ne aducem aminte de Evanghelia învierii Fiului Văduvei din Nain. Text biblic ca referință avem în Luca, capitolul 7, versetele 11 până la 16. Dragii mei, este o mare dramă când un tânăr moare. Este o durere pentru toată lumea. Parcă dacă un om trăiește după 80 de ani, cumva și-o trăit viața și și-o făcut rostului pe acest pământ. Dar când un tânăr moare, e atâta durere. Și pentru familie, și pentru cei care l-au cunoscut, și o durere, dar și pentru cei care nu l-au cunoscut, da? E bine, o astfel de durere trăia cetatea Nainului, cu un tânăr care a murit prea repede. E bine, dar să știți că pe lângă această durere, când moare un tânăr, ar mai trebui să existe o durere și să știți că există durerea aceasta în sufletele tuturor părinților creștini care își văd sufletul copilului cum moare pe zi ce trece. Ferice de copiii care mai vin la biserică. Ferice de copiii care se mai împărtășesc și se mai spovedesc. Și Doamne ajută-le copilașilor care astăzi, chiar acum, stau în pat pe telefon și nu vin la biserică și n-au treabă cu Dumnezeu, nu se roagă niciodată, nici seara, nici măcar înainte de examenii nu se roagă să își pun toată nădejdea în fițuicile pe care și le-au făcut între timp. E bine, astăzi vreau să ne focalizăm atenția asupra acestui gen de moarte. Moartea duhovnicească, prin care trec o grămadă de copii din România în ziua de astăzi. E bine, o foarte bună radiografie a lumii în care trăim o face un om de pe internet. Poate ați auzit de Flick, domnul Rima. Mie îmi place tare mult de omul acesta. Versurile lui sunt foarte adevărate și ai ce să înveți din fiecare poezie a lui. Și uitați ce spune el despre generația tânără de astăzi. Și din păcate și pe noi ne atinge, da? Generația de mijloc, cum ar veni, și poate și cealaltă generație, generația din față. Spune așa, avem lumea în palma noastră. Nu-i metaforă. E pe bune. E ecranul ăsta de sticlă. Avem în el o întreagă lume. Suntem niște cocoșați care merg purtați de vânt, care să țină, cum să țină capul în sus când avem ochii în pământ? Ne văităm că n-avem joburi, suntem leșinați de foame, dar facem la bancă rate pentru super telefoane. Nu mai știm ce-i ăla-s meu, nu mai știm ce-i aia minge. De Facebook noi aflăm dacă afară în stradă ninge. În loc să dansăm cu o fată, noi vorbim pe chat și în club. Ne întâlnim la cafenele ca să stăm cum? Pe net, în grup. În loc să vorbească unii cu alții. Ați văzut ce fac tinerii de astăzi? Stau cu telefoanele în mână. TikTok, Facebook, Instagram, asta au copiii în cap. Nu mai scriu astăzi la școală cât tastează pe WhatsApp. Nici dacă ne mor bunicii, uitați aici grav, nu ne ia melancolia și tristețea ca atunci când ne moare bateria. Și acasă, online mereu, nu ne mai privim părinții, e mai greu să cadă e mai grav să cadă netul decât să ne cadă dinții. Știți ce-i viața? Uitați ce frumos spune. Lucru ăla monoton și se întâmplă în jurul nostru când noi stăm pe telefon. Poate crezi că aberezi și gândești, bă, nu se poate. Dar faptul că ești online chiar acum îmi dă dreptate. Nu dorim cât stăm
Nu dormim cât stăm logați și vreau să vă vând un pont. În curând nu vom fi oameni, vom fi doar un simplu cont. O să avem creiere pline, dar în suflet vom fi goi. Noi nu avem telefoane, ci ele ne au pe noi. Spune unui tânăr să aprindă seara lumânarea și să se roage. Îți dă cu lumânarea în cap. El aprinde telefonul și stă și stă și stă. Ei, e un mare semnal de alarmă pentru toți copilașii să lase telefoanele deoparte și să înceapă să trăiască. Să înceapă să se uite. Uite, asta e mama, ăsta e tata, ăștia-s frații mei. Cu ei trebuie să mă simt bine și să mă distrez, să-mi fac viața frumoasă. Să se întoarcă copiii din temnița telefoanelor, pentru că acolo e moarte sufletească, dragii mei. Niciodată telefonul nu o să zică, băi, lasă telefonul deoparte și pune-te și te roagă acum. Sau să zică telefonul, lasă-mă un pic deoparte, l-am încărcat și du-te la biserică, că e duminică. Nu! Asta e o temniță care ne ucide sufletele. E bine, astăzi îl vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos cum privește cu milă la părinții care își văd copiii cum le moare sufletul zilnic și dorește să le zică tuturor părinților, tuturor tinerilor, părinților le zice nu plângeți, nu plângeți, pentru că va fi bine. Iar tinerilor le zice, tinerilor vouă vă zic, sculați-vă, sculați-vă, ieșiți din temnița irealului și intrați în realitate și în viața de zi cu zi. Vedeți? Cobora, mergea Iisus spre cetatea Nain. Probabil că era o cetate mai mică, da? Și El conducea Hristos convoiul vieții, echipa celor înviați din morții, din moartea păcatelor. Și se întâlnește cu convoiul morții, da? Și ce face Mântuitorul? Îmi place întotdeauna. Mântuitorul nu ne dă niciun semn despre cum să facem slujba de mormântare. Ne-a dat indicii cum să facem botezul, cum să ne împărtășim la Sfânta Biserică. Dar despre mormântare nu ne-a dat niciun indiciu. Știți de ce? Iisus n-a făcut nicio slujbă de mormântare. I-a înviat pe toți morții pe care i-a întâlnit. E bine, vedem cum Mântuitorul are dragoste pentru toți tinerii în Evanghelia de astăzi. Și mi-ar plăcea să le strig la ureche tuturor, numai să mă audă, da? Pun boxele. Măi, tinerilor, Dumnezeu vă iubește. Vă iubește și viața e mai mult decât atât. Viața înseamnă să ieși să vezi iarba verde de afară. Viața înseamnă să ieși să vezi un copac înflorind, să te joci afară, să te julești în genunchi, să cazi pe jos fugind după o minge. Asta e viața cea adevărată. Și spre asta ne cheamă Dumnezeu. Nu toată ziua să fim la patru ace, să mirosim bine, să nu transpirăm deloc, să nu fim... Aia nu-i viață. Și stai numai singur în pat, în vârful patului. Ieși afară, tinere, că Dumnezeu te iubește și Dumnezeu te cheamă la viață. Cum pot oamenii să dobândească suflete vii? Ne răspunde însuși Mântuitorul. În Ioan, capitolul 5, versetul 24, și spune așa... Adevărat, adevărat zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu, deci care e prima condiție? Să ascultăm cuvântul și crede în Cel care m-a trimis, are viață veșnică. Adică crede în cine? În Dumnezeu, în Dumnezeu Tatăl. Și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Cel ce ascultă cuvântul meu. Dar cum să asculți cuvântul dacă tu nu poți să faci nimic? Pentru că te ține online, te ține lumea ireală. Să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Și acum în încheiere, dragii mei, vreau să vă spun o poveste extraordinar de emoționantă, care totuși să ne învețe pe noi adulții să avem toată încrederea în copilașii noștri. Vorbeam cu părintele duhovnic zilele trecute și spunea el, măi părinte, copiii ăștia nu mai au copilărie. Nu mai au copilărie. Adevărul e că noi chiar am avut copilărie. Tot prin copaci eram, tot la joacă, da? Noi mâncam mere direct din copac. Era frumos. Era o viață frumoasă și fantastică. Eram la Săniuș, eram cu
cu băieți, cu fete, băieții la fotbal, fetele cu ale lor, cu elasticul, cu toate cele. Era minunat. E bine, și spunea el, măi, ce copilărie au copiii de astăzi. La care eu îi spun așa, părinte, nu o să vă vină să credeți, dar tare mi-e teamă mie că copiii de astăzi o să zică când o să fie de vârsta noastră, ce fain a fost copilăria noastră. Și atunci părintele zice, Doamne ferește. Asta înseamnă că, ce a vrut să spună părintele prin asta? Că decăderea va fi din ce în ce mai mare. Și copiii de astăzi îs încă bine față de ce vor veni în viitor. Doamne ferește, da? E bine, totuși să-i privim pe copiii noștri cu toată încrederea și să-i tratăm cu demnitate și cu iubire, așa cum a făcut un profesor. Și uitați povestea. Zice că la un moment dat un fost elev s-a întâlnit cu fostului profesor. Bună ziua, domnul profesor! Mă mai țineți minte? Nu, nu te mai țin minte. A, eu am fost elevul dumneavoastră. Ce mă bucur, mă bucur. Cum ești, dragul meu? Ce ai mai făcut în viață? La care copilul spune, copilul era deja tânăr, adult, zice, domnul profesor, și eu am devenit profesor. Și eu îmi predau la o școală și mă ocup de copilași. Felicitări, bravo, uite, sunt mândru de tine. Cine te-a inspirat să iei această decizie ca să te faci profesor? La care tânărul îi răspunde, chiar dumneavoastră m-ați inspirat să mă fac și eu profesor. Păi cum așa? Nu mai țineți minte. La un moment dat, în trecut, spunea elevul, a venit un coleg de-al nostru cu un ceas frumos la școală. Și mi-a plăcut tare mult ceasul. Și când a fost atent colegul, l-am furat. L-am furat. Și atunci colegul a venit la dumneavoastră, a spus, cineva mi-a furat ceasul. Și dumneavoastră a spus, măi copii, care dintre voi ați furat ceasul? Nu vor exista consecințe, vă promit eu, dar dați ceasul acesta înapoi. Și zice, mi-era rușine să recunosc lucrul acesta în fața clasei. Cum să mă fac de rușine în fața tuturor? Și zice, dumneavoastră atunci ați luat, domn profesor, o decizie extraordinară. Ați încuiat ușa și ați zis, închideți toți ochii și eu o să vă controlez pe toți în buzunare. Zice că ați controlat atunci pe toți, ați ajuns la mine, ați găsit ceasul, l-ați luat și după care ați spus, copii, acum puteți deschide ochii. Am găsit ceasul. Ce a făcut profesorul de fapt? A vrut să nu se știe care dintre ei l-a furat. Și face atunci elevul, dar domn profesor, dumneavoastră, cum nu mă țineți minte? Eu, pe mine hoțul, pe mine care am făcut gestul acesta, cum de nu vă mai aduceți aminte de mine? Că eu eram ăla care am furat. La care profesorul zice, să știi că și eu am închis ochii în ziua aceea. Ce frumos! Ce frumos! Și zice că gestul acelui profesor i-a schimbat viața tânărului. E bine, cu astfel de gesturi trebuie să venim și noi în întâmpinarea copiilor și a tinerilor de astăzi, să le arătăm încredere. Chiar dacă au căzut, chiar dacă au problemele lor cu care se confruntă, totuși să le fim mereu alături. Pentru că Dumnezeu va avea grijă și de ei. Amin.